lumea plină de copii, cu creioane desenată și cu multe jucării. Hai cu noi în lumea noastră, dacă-ți place să dansezi, ia-ți părinții de acasă și vino să te distrezi. Clounela! Te fac să zâmbești! Mirabela! Eu cred în povești! Și Zorela! Hai să fim cu minți! Gogoniel! Nu mă spăl pe dinți! Pe planeta Clounela toți suntem aici! Pe planeta Clounela cei mai buni amici! Pe planeta Clounela toți cântăm! Pe planeta Clounela mereu ne distrăm! La 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 la. V-am găsit și un salut! Vă iubesc, vă ador, vă pup! Vă pup și vă mulțumesc că sunteți iarăși alături de mine la rubrica Povești cu Clounela. Povestea de astăzi este despre aceeași broască țestoasă pe care deja am cunoscut-o, despre Franklin, doar că data trecută noi am discutat despre ce? Despre minciunica lui, dar cine l-a ajutat să iasă din încurcătura minciunelilor? Da, părinții l-au ajutat. Astăzi, Franklin ne povestește despre întuneric și la fel este cineva care îl ajută. Sunteți pregătiți să aflăm povestea lui Franklin? Foarte bine, atunci ne așezăm comod și haideți să înceapă povestea. Franklin și întunericul. Franklin putea singur să-și dea drumul la vale de pe malul râului. Putea să numere înainte și înapoi. Putea chiar să-și tragă fermoarele și să se închidă singur la nasturi. Dar lui Franklin îi era frică de locurile strâmte și întunecoase. Iar asta era o problemă, pentru că, și de aici începe istoria. Franklin era o broască testoasă. Lui era frică să se bage în carapacea sa mică și întunecoasă. Așa că Franklin, broasca testoasă, își trăgea carapacea după el. Deci el nu stătea ascuns în carapace, dar o trăgea după el. În fiecare seară, mama lui Franklin lua o lanternă și lumina înăuntrul carapacei și spunea: "Vezi? Nu ai de ce să te temi." Mereu zicea așa. Ei nu îi era frică de nimic, se gândea Franklin. Dar Franklin era sigur că făpturi stranii, creaturi alunecoase și monștri își aveau sălașul în carapacea sa, mică și întunecoasă. Așa că Franklin plecă să ceară ajutor. Merse până întâlni o rățușcă. "Iartă-mă, rățușcă, mie mi-e teamă de locurile strâmte și întunecoase și nu pot să mă strecor în carapacea mea. Mă poți ajuta?" a întrebat Franklin. Poate?" măcăit rățușca. "Vezi tu, mie mi-e frică de apa adâncă. Uneori, când nimeni nu mă vede, îmi pun aripioarele de înot. Crezi că ele te-ar putea ajuta?" a întrebat rățușca. Nu, zise Franklin. "Mie nu mi-e frică de apă. Mie mi-e frică de întuneric și locurile strâmte." Așa că Franklin merse ce merse până când se întâlni cu un leu. "Iartă-mă, leule, mie mi-e frică de locurile strâmte și întunecoase și nu mă pot strecura înăuntrul carapacei mele. Mă poți ajuta?"
Mrar! Poate, răcni leul. Vezi tu, pe mine mă sperie zgomotele periculoase și puternice. Uneori, când nimeni nu se uită, îmi pun căștele pe urechi. Crezi că ele te-ar putea ajuta? Rar! A întrebat leul. Nu, spuse Franklin. Mie nu mi-e frică de zgomotele puternice. Mie frică de locurile întunecoase și strâmte. Așa că Franklin merse și merse și iarăși merse până când întâlni o vrăbiuță. Iartă-mă, vrăbiuțo, uite, mie mi-e teamă de locurile strâmte și întunecoase și nu mă pot strecura înăuntrul carapacei mele. Mă poți ajuta? Poate? A ciripit vrăbiuța. Mie mi-e frică să zbor prea sus, căci mă ia amețeala și cad la pământ. Să știi că, uneori, când nimeni nu se uită, îmi deschid parașuta. Crezi că ea te-ar putea ajuta? A întrebat vrăbiuța. Nu, a zis Franklin, mie nu mi-e frică să zbor sus și să amețesc. Mie frică de locurile strâmte și întunecoase. Așa că Franklin merse și merse și merse și merse până când întâlni un urs polar. Iartă-mă, ursule polar, mie mi-e frică de locurile strâmte și întunecoase. Uite și din cauza asta nu mă pot strecura înăuntrul carapacei mele. Mă poți ajuta? A întrebat Franklin. Poate, mormăi ursul. Vezi tu, mie mi-e teamă de frigul nopții reci și înghețate. Să știi că uneori, când nimeni nu se uită, îmi pun la culcare costumul de schi. Crezi că el te-ar putea ajuta? A întrebat ursul polar. Nu, zise Franklin, mie nu mi-e frică de frigul din nopțile reci și înghețate. Mie mi-e frică de întuneric și locurile strâmte. Franklin era obosit și flămând. Merse și merse și merse până când dădu de mama lui. Oh, Franklin, mi-era așa frică să nu te fi pierdut, a zis mama. Ți-era frică? A întrebat uimit Franklin. Nu știam că mamele se tem vreodată de ceva, s-a gândit Franklin. Ei bine, ai găsit vreun ajutor? A întrebat mama. Nu, să știi că mai întâi am întâlnit o rățușcă și acesteia îi era frică de ce copii? Rățuștei. Îi era frică de apa adâncă. Mama a răspuns. Bine. Apoi, mamă, să știi că am întâlnit un leu căruia era frică de zgomotele puternice. A confirmat mama. Și apoi să știi că am întâlnit o vrabie, căreia era frică. De ce era frică vrăbiuței? Era frică să nu cadă. Apoi s-a întâlnit în cele din urmă cu cine? Alb și acolo unde e frig. Cu un urs polar, căruia îi era teamă să nu înghețe de frig, a zis Franklin. Spuse ea. Ca să vezi, tuturor le este frică de ceva. A zis Franklin. Și se făcu târziu. Franklin era foarte obosit și foarte flămând. Merseră ce merseră până ajunseră acasă. Mama lui Franklin îl servi cu o gustare rece și cu o îmbrățișare caldă. Apoi îl trimise la culcare. Noapte bună, dragul meu, spuse ea. Ei bine, Franklin știa ce avea de făcut. Se târâ înăuntrul carapacei sale
strâmte și întunecoase. Era sigur că zărise acolo făpturi stranii, creaturi alunecoase și un monstru. Dar spuse curajos: "Noapte bună!" Și apoi, când nimeni nu se uita, Franklin, broasca țestoasă care se temea de locurile strâmte și întunecoase, aprindea o lampă de veghe. Uite, cam asta este istorioara lui Franklin și cum a înfruntat el întunericul. A, eu sunt curioasă să aflu dacă voi aveți careva frici și cum treceți peste ele. Să știți că fiecare frică poate fi depășită. Comunicați despre fricile voastre mamei și ea cu siguranță o să vă găsească un ac de cojoc. Sau, de ce nu, puteți să scrieți la comentarii și vă spunem noi careva idei, dar să știți că tot ceea ce simțiți trebuie să comunicați cu cei din jurul vostru. Nici nu știți din care parte vă sare un ajutor și o idee fantastică. Eu, Clownela, vă spun pa, pa și înainte de a pleca, ține minte, pune like! Hai să văd chiar acum, like, distribuie acest video și abonează-te la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela. Cu drag, Clownela! Pa, pa! Îți mulțumim pentru vizionare și te invităm în continuare pe platforma Patreon. Devino patronul Clownela. Ce înseamnă să fii patronul Clownela? Presupune o contribuție de minim $3 pe care o poți face lunar sau o plată unică pentru a susține proiectul Teatrul Planeta Clownela și Trupa Planeta Clownela. Îți mulțumim și te așteptăm cu mare drag! Salutare! Eu sunt Clownela, ador cărțile și poveștile. Iată de ce, seară de seară, dau o întâlnire tuturor copiilor pe canalul nostru de Facebook și Instagram într-un live, unde discutăm despre cărți și tot ceea ce ne înconjoară. Iar la 21.00 ne întâlnim la povești cu Clownela, unde voi citi cele mai frumoase, educative și interesante povești pentru copilul tău. Abonează-te la canalul nostru YouTube, Trupa Planeta Clownela, ca să fii la curent când începe povestea. Eu te pup și te aștept la Povești cu Clownela. Într-o lume minunată, unde ați fost copii și voi, ne vom face mari vreodată și noi. Vom pleca la casa noastră, voi veți deveni bunici, însă azi suntem alături aici. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Cu zori și până noapte, voi doar pentru noi lucrați, să ne creșteți cu de toate, să ne protejați. Însă cel mai scump din daruri pe care ați putea să-l dați este timpul, iar pe el nu îl cumpărați. Să ne luăm de mână și să ne îmbrățișăm și hai să ne promitem solemn că o să ne jucăm. E o lume minunată în care ne iubim și în care am vrea cu toții copii să fim. Mama, nu mai vreau bomboane și nici telefoane, vreau doar timpul tău. Să ne jucăm. E o lume minunată, e o lume minunată, în
Salutare, eu sunt Clownela și scrie în bara de căutare Planeta Clownela ca să dai de canalul nostru de YouTube. Te aștept cu mare drag acolo. Abonează-te! 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 Abonează-te!